Bun găsit, doamnelor și domnilor, de aici, din Parlamentul European de la Strasburg. Vă propunem și astăzi o nouă serie de interviuri cu eurodeputații din diverse țări și familii politice. Despre fondul de coeziune, un instrument de investiție esențial pentru relansarea economiei europene în perioada 2014-2020, vom vorbi cu președintele Comisiei Regi pentru dezvoltare regională. Este vorba despre Iskra Mihailova, europarlamentar din Bulgaria, membra a grupului ALDE, de la care vom încerca să aflăm cum putem accesa mai mulți bani din fondurile structurale și de investiții. Una dintre problemele ce vizează sănătatea populației europene o reprezintă alimentația. Despre eforturile pentru îmbunătățirea alimentației copiilor și despre educație nutrițională vom discuta cu Daciana Sârbu, europarlamentar din grupul socialiștilor și democraților. Și pentru că în noua sesiune de la Strasburg discuțiile s-au concentrat pe soluțiile negociate de președintele Consiliului European Donald Tusk pentru rămânerea Marii Britanii în Uniunea Europeană, vom aborda și noi subiectul cu Traian Ungureanu, membru al grupului Popular. Mrs. Mihailova, you are the current president of the Committee on Regional Development in the European Parliament and part of ALDE Group. What are the main objectives that you have set for your mandate? To be a chair of Committee for Regional Development in the European Parliament is a great honor, first of all, but also is a great responsibility. The main objective of the REGI is to control, observe implementation of the cohesion policy at the current situation today, because 3 years ago the REGI was busy to create the framework for the new cohesion policy. Now we have already created the framework, we have legislative done, and we work on the details of the legislative and mainly on the implementation, how the new cohesion policy works around the member states. This is the main objective of the Commission, but having in mind that I represent all the group in the European Parliament, and I do believe in the liberal values of the ALDE group, I remember all the time that thinking about the cohesion policy, we have to think about the growth in Europe, the competitiveness of Europe economy, the opportunities for European small and medium-sized enterprises, and to think how the cohesion policy can support the future development of European economy and society. The economic and social disparities among EU member states and their 272 regions are striking and haven't grown in the wake of enlargements and crises. The Dutch presidency already stated that it will examine the way forward for cohesion policy and will focus on simplifying it. Which are the main problems in the way things go now? We are joking from time to time here in the REGI committee that any time when we talk about simplification of the cohesion policy becomes more complicated. But this is a joke. We really invest a lot of efforts here in a parliament and together with the European Commission to make the rules and environment for the beneficiaries of the cohesion policy more friendly and more simple. Because we do believe that if we have simple rules, it is very simple to fulfill the requirements. It is simple to follow the rules, and in this way we can protect better the financial interests of European citizens, of European taxpayers. So the simplification is really the main topic in our work, and I'm glad that the presidency accepted this issue, and this is part of the priorities of the presidency. The idea is to create simple regulations, simple rules for the member states, and not to allow each one member state to create another rules which make requirements more complicated for the beneficiaries. Because basically, if you follow the common provision regulations and the regulations for the structural funds, one small and medium-sized enterprise can apply
for support from the structural funds. And applying can use all the information available for these small and medium-sized enterprises in the national governmental agencies, not to present this information, just to say the information is there, it is recorded already. But in many cases, the managing authorities from the member states, because they want to be very precise, afraid from auditors, requires to bring all these documents, which are available in many cases online, which are available for each one of the projects, which are produced by the government. The government requires the applicant to deliver the documents. It is not the right way to work and support and to create the friendly environment. So this is only one of the examples of simplification. I understand if European Union create a rule, national authorities create 10 rules. Yes, exactly. Exactly. Maybe in some cases 7, in some cases 12, but more rules than it was created in the very beginning. You have been spoken about competitiveness. Yes. And that idea in Brussels, it's very important because European Union is in competition with the United States, with the other countries from BRICS, for example. Can we develop the competitiveness using regional funds? Yes, we can. I believe in this, and we in REGI work on this direction. If you remember the strategy Europe 2020, when it was publicized for the first time, there were some shocking data about the potential competitiveness between United States of America as a continent, and Europe as a continent, and United Europe as United economy. If you remember, there were data about the research, investments in education, investments in new technologies. The differences are huge. So we have to work in this direction. We know the data. We know the problem. We know where we have to go. So we can achieve this goal using the structural funds and regional development. It means to support new elements in the cohesion policy. Not to think only about the infrastructure, but to think about the potential of research, the potential of innovation, the potential of education, the potential of partnership between academy staff, universities, business, local authorities, regional authorities. And there are excellent examples in some of the member states where this new challenge was in the plan of the regional authorities, and they involved the university existing in this region. They involved the small and medium-sized business, the private business, and together, public authorities, private business, and universities created new projects, which already create new knowledge and new jobs in the end of all this set. So new jobs based on the innovations. Which are the new territorial development tools in the cohesion policy for 2020? We understand and we accept that the territorial cooperation and territorial cohesion as one of the basic one of the basic tools in the cohesion policy. And last year we celebrated 25 years of Interreg program, which is program for cross-border and territorial cooperation.
There are many programs for these 25 years between member states, between regions, between municipalities, many successful projects. And I'm glad to say that one of the successful programs in the European Union, cross-border program, is program between Romania and Bulgaria, joint cross-border program, which is managed by the Romanian government. But we have many successful projects. Some of them are focused on risk prevention, especially floods on the Danube River. You know that this is a problem for both of the countries. And one of the most successful projects is this project, which is with the name JAMES. It is about the joint assistance for prevention of floods and other unexpected situations. But also there are many projects which are focused on the people-to-people links. Not only infrastructure, not only environment, not only transport, but also understanding between the people. Joint work of the chambers of commerce from the both sides. Joint projects relating to the culture events, cultural events from the both sides. And many educational institutions are involved and many non-governmental organizations. So this program, Bulgaria-Romania, in previous period, it was about 240 million euros. In the today's period, is about 216 million euros. But I think that each one of these euros is spent for the good purposes, for the regions from both sides of the Danube River. Do you believe a project in the field of tourism, a common project between Romania and Bulgaria on Danube River could be an interesting project, because tourism on Danube River could be a project from Vienna to Galați, for example? Yes. Tourism is one of the priorities in a big Danube program, big Danube River strategy. And all the countries which are around the Danube River are interested in the development of the tourism services. But these projects require not only good ideas and development of good tourist services, also, it requires good work on the cultural heritage. It requires good work on the transportation possibilities to bring people from Vienna to Ruse, for example, or Giurgiu. We need to think about transportation, we need to think about the attractions, we need to think about the good services, we need to think about education of the people who live in the region, because they have to have language skills, they have to have another skills to present the heritage and the attractions around. So I think that this is one of the complex issues. If we identify the tourism as a potential for development of our countries, I mean Bulgaria and Romania. Talking about the EU urban agenda and the need to develop sustainable cities, which are the main direction for development in your opinion? Urban agenda is very popular now here in the European Parliament and European institutions. It means only big cities? No, no. This is the first thing I want to say. We approved a special report in the REGI committee on the urban agenda, on the urban issues. And this report was supported in a plenary of the European Union with the huge majority. We had more than 700 votes in favor of this report. What means that all the political groups understand the role of the cities and importance of the cities for the future development of Europe. And this is because more than 70% of the population of Europe lives in the cities, actually.
More than 82% of GDP, European GDP, is produced in the cities. That's why we have to think about the cities, of the European cities. But nobody thinks only about the greatest cities. Of course, they are very important. Of course, they are very complicated. Of course, they concentrate all the problems, beginning with the environment and ending with the social services. But also we talk about the cities with the role for the development in the region. For example, cities on the both sides of the border, Bulgaria-Romania, they are not the biggest cities in our countries, but they are very important for the development of the regions and for the development of all this territory. So that's why here we do understand urban agenda not only for the big cities in Europe, but for the cities which create the added value for the Europe and which are in the basis of this competitiveness future of Europe. Let me ask, what is the absorption rate of European funds in Bulgaria? Oh, absorption rate. Right now, we are happy to say that we are in different programs. We are moving between 80 and 85-89% of absorption for the period 2007-2014. And we hope we will achieve a little bit more. It is a good result for the country in the first period in the European Union. We had problems. We had not enough rhythmic absorption. In the very beginning, we were slow. Then we had some other problems. Then we changed the rules. Then we tried to do things more in a better way or faster. And now this is the final result. I hope that the new period will be more successful. And how much money do we have in this political, in this cohesion period. Yes, policy planning period? Yes, on the cohesion policy, we have something about eight and something billion euros. And there are some extra money for direct payments in the agriculture and for fisheries and agricultural program. So we manage about 10 billions. A large amount. Yes. You hope to spend all those money until 2020? We hope. And we think that we'll manage better in Bulgaria because we already have the experience, lessons learned. I hope we should not repeat the same mistakes. This is the first thing. The second is to think about the added value from each one of the projects, what is very important. Because here, from the level of the European Union, is visible that the projects which have a high level of added value are very successful projects. And they are more simple projects. And they're more understandable projects. And that's why I think we have to focus our efforts in Bulgaria on these kind of projects with very high level of added value. This is a good lesson also for Romania. I think it's a good lesson for any one of the, yes, any one of the member states, because I'm an optimist. I don't think Bulgaria and Romania are the worst pupil in the classroom. No, many other colleagues make their mistakes. If you follow all the reports from the Court of Auditors, the report from some universities which work on research documents for administrative capacity, for example, you can read that there are some member states who have 20 or more years experience in the European Union, and they make mistakes.
they make in some time the same mistakes. They change the organization, they change the structural and administrative capacity, what we did during the first period. This is a mistake because it brings delay all the time. You can read these about all the member states, about the administrative capacity, the problems in the local authorities, the problems with public procurement, the problems. If you read all the reports which cover all the Europe, we are not the worst. But we have to keep in our minds that we have to avoid all the mistakes which had been done already. So I understand we must be happy because we made a big mistake. So now we learned very well the lesson. Let us hope. Let us hope. This is the exercise. Many times in a policy, you may do the same mistake in the same time. We have funny stories in our countries about this. But anyway, I do believe that we are doing better. We are doing better, and we do have very successful projects. Mrs. Mihailova, thank you very much. Thank you. It was a pleasure. Thank you. Doamna Daciana Sârbu, sunteți vicepreședinte al Comisiei pentru Sănătate Publică, Siguranța Alimentară, Mediu. Aș vrea să ne explicați de ce credeți că, iată, Comisia Europeană întârzie de aproape 10 ani finalizarea unor reguli privind nutriția. Știu că ați luat atitudine de multe ori, ați cerut urgentarea acestor proceduri, folosindu-vă de toate aceste instrumente parlamentare pe care le aveți aici. Ce ați obținut în urma acestor demersuri și de ce sunt atât de importante aceste reguli privind nutriția? De ce întârzie, nu știu să vă răspund, pentru că am întrebat și eu de nenumărate ori, prin întrebări parlamentare, interpelări direct la comisie, comisarul pentru sănătate. Am avut chiar o întâlnire cu domnul comisar, și care este și medic, și a înțeles practic că e nevoie urgentă de reguli foarte clare și o colaborare între comisie, țările membre și Parlament pe tema nutriției. De ce? Pentru că la ora aceasta unul din trei copii între 6 și 9 ani suferă de obezitate și cauzele sunt multiple. În primul rând, din punctul meu de vedere, faptul că nu există o politică clară în domeniul nutriției, că nu există surse de informare, că mâncăm și nu știm exact ce mâncăm. Există în continuare publicitate la alimente nesănătoase pentru copii și e destul de agresivă, că nu avem etichete care să ne spună foarte clar ce înseamnă un aliment sănătos. Că, de exemplu, am dezbătut săptămâna trecută o propunere a Comisiei în care se dorea ca în compoziția alimentelor pentru sugari să rămână acel procent de 30% energie provenită din zahăr. Organizația Mondială a Sănătății a emis un raport în care spune foarte clar că mai mult de 10% nu ar trebui să fie permis. Parlamentul a luat atitudine în acest sens și am și votat, trimițând la comisie opinia noastră foarte clară că nu suntem de acord cu acest procent de 30%. Practic asta însemna că în continuare susținem că bebelușii, sugarii pot să mănânce un procent foarte mare de zahăr, ceea ce înseamnă că recrează un obicei alimentar de la vârsta aceasta fragedă, obicei care evident va continua și se va menține până devin adulți, când deja efectele sunt nocive. Și am observat că ați avut o inițiativă și în altă direcție, și anume crearea unei agenții europene pentru controlul emisiilor automobilelor. De ce credeți că o astfel de agenție la nivel european ar fi mai eficientă decât agențiile locale care există? Pentru mai bun control, pentru că n-am mai... Cu siguranță nu ne-am mai lovit de cazuri precum cel foarte recent. V-ați inspirat din cauzul da, evident. German.
german și în acest sens cred că există susținerea majoritară a deputaților. Nu, pe de altă parte, sigur, comisia va avea cu siguranță un alt punct de vedere. Ați criticat pe rețelele de socializare programul președinției olandeze a Consiliului Uniunii Europene și aș vrea să vă întreb la ce vă referiți concret? Ce vă nemulțumește în prioritățile pe care și le-a stabilit această președinție? Bun, eu vorbesc strict de domeniul în care lucrez și mă așteptam la propuneri mult mai clare legate de sănătate, de nutriție, de libera circulație a forței de muncă în Uniunea Europeană și, evident, și de problema noastră a spațiului Schengen. Nu cred că mai e de actualitate să vorbim despre spațiul Schengen în Franța. Dar nici nu am apucat să aflăm de ce ni s-a tot refuzat accesul. Sau poate la nivelul parlamentarilor se cunosc adevăratele motive pentru care, deși îndeplinind condițiile tehnice, așa cum spune Comisia Europeană, totuși am fost amânați și amânați și iarăși amânați. Iar acum, sigur că nici n-am aflat motivele. Au fost mereu state care s-au opus. În mod special Olanda. Iar acum e tardiv să mai vorbim despre Schengen. Aș vrea să noile condiții. Facem puțină istorie a votului la care ați participat în 14 octombrie. Au fost niște propuneri în Parlamentul European privind reducerea emisiilor de carbon și în acest sens s-a propus desființarea centralelor care funcționează pe cărbune. Știu că a fost o mare dispută, delegația română atunci a votat majoritate în favoarea închiderii centralelor pe cărbune, deși țări din zona centrală europeană au votat pentru menținerea lor, având în vedere că aveau foarte multe centrale. Și, evident, Polonia, care este un mare producător de cărbune. Ce faceți atunci când există această dilemă a unui interes național și a unei hotărâri la nivel european? Pot să vă spun că aproape la fiecare sesiune plenară există asemenea decizii care uneori ne împart cumva. Eu, ca membru în Comisia de Mediu, întotdeauna le-am explicat colegilor că nu pot să votez altfel decât susținând principii de mediu și de protecție a mediului. De asta sunt acolo. Este o comisie la care am lucrat ani de zile. Sunt lucruri în care cred și le susțin cu toată tăria. Sigur că e foarte important să susținem locurile de muncă, industriile din România și atunci avem voturi împărțite. Cum se întâmplă și acum în cazul emisiilor de carbon la autovehicule, întotdeauna au fost... Discutăm acum despre organismele modificate genetic. La fel, avem lobby-ul foarte puternic al producătorilor și al cultivatorilor de soia modificată. Poziția mea a fost întotdeauna împotrivă și le-am transmis-o și colegilor mei. Și nu o să-mi schimb opinia. Asta nu înseamnă că am avut o majoritate în delegația României, în delegația socialistă. Aș vrea să vă întreb dacă la nivelul Comisiei de Sănătate există preocupări legate de anumite riscuri la sănătatea publică a cetățenilor țărilor Uniunii Europene care să fie cauzate de acest flux mare de imigranți. Și dacă s-au și luat măsuri sau ați atras atenția Comisiei Europene pentru a întreprinde ceva, pentru că vin oameni în mare parte diferiți și cu un mod de viață diferit din zone îndepărtate ale globului și care ar putea să reprezinte un risc de sănătate pentru cei de aici. N-am discutat în comisie, dar poate să fie un subiect pe care o să-l dezbatem probabil mult timp de acum încolo, mai ales că riscurile sunt diverse și, după cum vă spuneam, le simțim cumva pe măsură ce trece timpul și lucrurile sunt tot mai se agravează.
va apărea și acest risc. Nu cred că e comisia pregătită să vină în întâmpinarea și acestor aspecte. Gestionează deocamdată doar aspectele sociale, înțeleg. Destul de greu, aș putea spune. Da. Sunteți membră a grupului de colaborare Parlamentului European, Statele Unite ale Americii. Care au fost cele mai importante acțiuni pe care le-ați desfășurat în această ipostază? Am avut destul de puține întâlniri în această delegație. Chiar joi este o întâlnire cu ambasadorul Statelor Unite la Uniunea Europeană. Și mă gândeam chiar să-i adresez o întrebare legată de vize. Pentru români? Pentru români, da. Sunt, chiar aștept cu nerăbdare răspunsul, pentru că, așa cum toți românii așteaptă de ceva ani să ridice vizele, și cred că acel procent de 10%, din câte înțeleg, aceea ar fi problema, cu cei 10% respinși, nu cred că ar trebui să fie o piedică. Da. Doamna deputat, vă mulțumim foarte mult. Mulțumesc și eu. Mulțumim. Domnule deputat, bună ziua și bine ați venit la emisiunea Observator la Parlamentul European. Care este activitatea noastră pe care o considerați cea mai importantă, având în vedere comisiile din care faceți parte? Acum e vorba de Comisia LIBE, Comisia de Libertăți Civile, acolo unde se poartă, de altfel ca în tot Parlamentul, una și aceeași discuție. Ce facem în Europa, ce facem cu Europa, acum, când Europa e într-o criză profundă, unii zic terminală, în fața valului necontenit de refugiați care continuă să curgă dinspre Orientul Mijlociu și dinspre Africa. Credeți că decizia inițială a Germaniei de a încuraja venirea imigranților a fost totuși o eroare? A fost o eroare catastrofală. A fost un moment de cotitură pentru istoria Europei, un moment de cotitură care s-ar putea dovedi distrugător din multe puncte, din toate punctele de vedere. Ca să nu lungim o discuție în seama unei drame, declarația doamnei, sau invitația doamnei Merkel a fost totalmente nechipzuită. Nimeni nu s-a gândit la consecințe. Nimeni nu înțelege nici astăzi care sunt consecințele. Sentimentul predominant în Europa este îngrijorarea, ca să nu spun frica. Și totul a început cu declarația, faimoasa declarație, invitație a doamnei Merkel. Dar în acest moment există cât de cât un consens în ceea ce privește trimiterea lor în țările de origine? Nu există nimic precis, nu există măsuri precise. Dacă observați, Uniunea Europeană nu a reușit să ia nicio măsură concretă, deși a luat foarte multe decizii între timp, dar n-a reușit să pună în practică niciuna din aceste decizii, fie că vorbim de faimosul plan de cote de refugiați, care cred că s-a născut mort și bine a făcut. Continuăm cu promisiunile repetate și planurile repetate de returnare a refugiaților, care, după părerea mea, sunt în cel mai bun caz vorbe pe hârtie și în cel mai rău caz apă de ploaie. Cine îi va prelua? Mai ales după ce s-a întâmplat în Germania, la Köln, de anul nou. 2. Cine răsfăiește presa germană va afla de acolo că ambasadele statelor maghrebiene, de pildă, refuză pur și simplu să răspundă solicitărilor făcute de guvernul german, care vrea să returneze cetățeni marocani, algerieni și așa mai departe. 3. Ce se va întâmpla atunci când, așa cum deja a avertizat Curtea Europeană a Drepturilor Omului, onor curtea va fi inundată de acțiuni în justiție, generate de firme specializate, de altfel, care vor bloca procesul de turnare pe luni și ani de zile. E o propunere făcută în disperare de cauză, îi vom returna, cu șanse de reușită foarte mici, dacă nu cumva nule. Spuneați că toată lumea conștientizează acum punctul critic, momentul critic în care a ajuns Uniunea Europeană din cauza acestui val nemai văzut de imigranți. Aș vrea să mă întreb totuși cum se explică această lipsă de decizie politică, lipsă de consens pe o chestiune atât de gravă pe care spuneți că totuși toți liderii politici implicit și țările lor
o conștientizează? Explicația e că Uniunea Europeană e o uniune făcută, a fost o uniune făcută pentru vremuri bune, nu pentru șocuri istorice de calibru celui pe care îl avem astăzi sub ochi. Cu alte cuvinte, a fost foarte ușor până acum un an sau doi ca Uniunea Europeană să-și închipie, de pildă, că are o frontieră externă, ceea ce este complet inexact. Frontiera externă a Uniunii Europene există doar ca linie și contur teoretic, nu ca realitate practică. A fost foarte ușor ca Uniunea Europeană să-și închipie că sistemul Schengen, așa zis, prin urmare, circulația liberă în interiorul Uniunii, e un sistem care va merge de la sine, nimeni nu și-a închipuit că va deveni un sistem pe care îl vor folosi alții. Nu sunt neapărat prietenii Europei. Și a fost foarte ușor ca Uniunea Europeană să-și închipuie că, dată fiind colaborarea economică și comercială, dată fiind libera circulație, statele naționale de la est și de la vest încetează să mai aibă istorie, încetează să mai aibă tradiții, încetează să mai aibă condiții specifice, încetează să mai aibă, până la urmă, dreptul de a decide și, în cazul guvernelor, de a lucra în interesul cetățenilor lor. Să trecem la o altă temă, și anume referendumul din Marea Britanie. Astăzi urmează ca Donald Tusk să anunțe ceea ce a discutat cu premierul britanic. Cum credeți că se va rezolva această solicitare britanică? În primul rând, nu cred că trecem la altă temă. Referendumul, în cazul Marii Britanii, sigur că pornește de la vechea divergență, deosebire între continent și Marea Britanie, care e realitate, din foarte multe puncte de vedere, și o realitate care trebuie respectată. Dar, astăzi, referendumul este colorat, potențat, animat, în proporție de aproape 100% de criza refugiaților. Prin urmare, nu ne îndepărtăm de tema de care vorbim. Pentru publicul general britanic, referendum înseamnă, de pildă, în termeni simplificați, dar reali, dacă Marea Britanie va putea să-și apere frontiera sau nu, dacă va putea decide singură ce se întâmplă la frontiera ei. Vă reamintesc, Marea Britanie nu este stat membru al zonei Schengen. 2. Pentru Marea Britanie, referendum pentru publicul larg înseamnă dacă Parlamentul ales al Marii Britanii va avea dreptul, în toată puterea lui, de a decide singur ce face într-o situație de criză cum e criza refugiaților. Sigur, pentru noi, poziția britanică poate avea consecințe foarte neplăcute. Pentru că e vorba de migranți, așa zici, migranți din sânul Uniunii Europene, printre care români, polonezi, bulgari, care ar putea să nu poată avea acces la sistemele de asistență socială în primii 4 ani de ședere în Marea Britanie. Ați trăit multă vreme la Londra și îndrăznesc să vă întreb, datorită faptului că îi cunoașteți mai bine pe britanici decât noi, dacă este acest Brexit, această ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeană, atât de plauzibilă așa cum o simțim astăzi? Sau este doar o iluzie, sau este o forțare a notelor de negociere? În niciun caz nu e o iluzie. E o variantă reală. Nu spun că e varianta cu șanse de câștig, nu spun nici că e varianta care va pierde în mod automat, dar este o variantă. Referendumul în Marea Britanie e o chestiune serioasă. Sigur că ambele părți exagerează, și guvernul conservator britanic, aici Comisia Europeană, și domnul Tusk, de asemenea președintele Consiliului European, fiecare joacă așa cum știe sau cum poate cartea. Dar chestiunea e cât se poate de serioasă. De ea depind foarte multe, poate prea multe lucruri. Depinde ce se va întâmpla cu Marea Britanie. S-ar putea ca Marea Britanie să dezintegreze în cazul ieșirii din Uniunea Europeană. Nu vreau să complic lucrurile, dar e o posibilitate. 2. O întrebare pe care o pune mai puțină lume. Ce se va întâmpla cu Europa dacă Marea Britanie pleacă din Uniunea Europeană? Ar fi o pierdere, mulți spun, aproape fatală pentru Uniunea Europeană. Deci un moment foarte grav, care trebuie tratat așa cum trebuie tratat un moment grav. E o forțare a notei din partea Marii Britanii în momentul de față, ținând cont de atât de multe probleme care, iată, s-au adunat pe agenda europeană? Dacă mă întrebați pe mine, eu vă spun nu. Pentru că eu sunt pe deplin conștient de diferențele profunde
structurale care există între sistemul de organizare, modul în care sunt așezate printr-o tradiție foarte veche lucrurile în Marea Britanie, în economie, în sistemul juridic, în sistemul parlamentar și felul în care aceleași lucruri sunt așezate în Europa. Nu e un moft, asta vreau să spun. Englezii nu fac, cum se zice pe plaiurile noastre, fițe. Au o problemă serioasă de suveranitate, în primul rând, de apărarea suveranității cu Uniunea Europeană. Nu cred că e o exagerare de fond. Problema există. Sigur, un discurs sau altul în Marea Britanie poate împinge lucrurile prea mult într-o direcție sau alta. Dar problema există. Mariajul britanic cu Europa e o discuție veche, riscă acum să se rupă și cred că ultimul lucru care va face bine în acest caz este să desconsiderăm poziția britanică sau să ne o explicăm sau să credem că e complet lipsă de argumente. Rămânând în această zonă, să trecem la un subiect care e de asemenea legat Schengen, Grecia. Un coleg de-al noastră din PPE ne-a spus data trecută că există posibilitatea ca Grecia să fie exclusă din Schengen dacă nu este capabilă să-și protejeze frontierele. În ce măsură acest scenariu este real? Da, vedeți, iar am rămas. Nu ne putem dezlipi de fapt de tema migrației. Scenariul nu e real. Este încă unul din planurile emanate periodic, poate prea des, de Comisia Europeană. Unul din planurile care nu se va adeveri. Dacă, ca să o spunem pe românește, dacă Uniunea Europeană închide frontiera prin care sute de mii de refugiați au trecut și trec din Grecia spre, în Macedonia și mai departe spre Germania, Scandinavia, dacă se întâmplă lucrul ăsta, nu cred că e mare filozofie să ne dăm seama ce se va întâmpla. Grecia va deveni un enorm lagăr de refugiați. Deci e o situație complet absurdă. Poate să ne placă grecii sau să nu ne placă. Le putem reproșa lipsa de atenție și, până la urmă, chiar lipsa de seriozitate la propria lor frontieră. Asta e una. Dar a transforma Grecia într-un lagăr de refugiați sau, cum ar spune alții, într-o ladă de deșeuri umane a Europei, ar fi o eroare cu consecințe total imprevizibile. De asta cred că acest plan nu se va materializa, nu va prinde viață până la urmă. Pentru că toți sunteți membru al acestei comisii libe. Cum e să fii din Uniunea Europeană, și mă refer aici chiar și la Marea Britanie, și să ceri, să dorești să limitezi libertatea de mișcare a persoanelor? Da, e... Vorbim de libertatea de mișcare? Nu, libertatea de mișcare nu e diminuată. În momentul în care se vor pune restricții chiar și în relația cu imigranții din interiorul Uniunii Europene... Dar nu e vorba de mișcare, e vorba de drepturi sociale. Drepturi sociale. Aia nu e libertatea de mișcare. E o poziție, cum spuneam mai înainte... Sau năsprirea, scuzați-mă, suspendarea pe alocuri a acordului Schengen, care va îngreuna libera circulație. Suspendarea acordului Schengen, vinovate, Germania, Austria, Suedia și Danemarca. Mi se pare o situație ușor ironică. Ea poate fi regăsită în documentele instituțiilor europene, de pildă, sau mai ales. României se cere să apere frontiera externă a Uniunii Europene, ceea ce România a făcut, așa cum a făcut-o, adică foarte bine, în condițiile date. României se cere, cu alte cuvinte, să protejeze spațiul Schengen, în care România nu e admisă. Exact. Da? Aici am ajuns. Nu e singura situație absurdă la care am ajuns. Aici avem de-a face însă cu un absurd ceva mai colorat, un pic mai picant și mai pe față. E ipocrit de-a dreptul să faci urări de vitejie și bună sănătate paznicului tău la frontiera pe care trebuie să o apere, spunându-ne același timp că îi mulțumești că ți-apără casa, dar nu ai voie să intre în casă. Asta e situația în care suntem. Schengen în acest moment nu mai există. N-ai rost să vedem cine-i de vină, vinovații s-au afișat singuri. Cred că va trebui să acceptăm această stare, pentru că ea este impusă de realitate.
și de faimoasa declarație a doamnei Merkel, de altfel, care este groparul spațiului Schengen. Cred că va trebui să acceptăm să scoatem pașaportul la frontierele interne ale Uniunii, să stăm la coadă la frontierele interne ale Uniunii. Uneori nu e o problemă, sunt 5 minute, alteori, cum se întâmplă aici la Strasburg, la aeroport, se poate să fie o oră și 5 minute, o oră și jumătate. Dar refacerea spațiului Schengen, așa cum ar trebui să fie el, și apropo, în componența naturală, care include și România și Bulgaria, rămâne o problemă de viitor. În situația dată, nu cred că se poate, Schengen poate fi relansat, doar așa, într-un decret. Nu, nu se poate chestia asta. Cât privește despre injustiția crasă făcută României și Bulgariei, aici Comisia Europeană în special are o veche datorie față de aceste două state, care tehnic s-au arătat perfect capabile să fie membre ale spațiului Schengen și care sunt în continuare, aș zice, puse într-o situație penibilă de conectarea problemei Schengen de problema justiției în cazul României, cu faimosul mecanism de cooperare și vehiculare. Exact. Da. E foarte greu de spus ce are primăria cu tot fel de alte lucruri. În momentul de față, e aproape evident că rapoartele care anual spun României bravo, sunteți pe drumul cel bun cu justiția, nu sunt făcute cu alt motiv decât pentru a bloca intrarea României în spațiu Schengen. Și încă o situație penibilă, ne aflăm în situația în care, pe măsură ce justiția noastră înaintează, așa cum spun rapoartele, în aceeași măsură finalul nu se vede și admiterea noastră în spațiu Schengen rămâne un deziderat fără dată. Înțeleg că acesta a fost mesajul pe care l-ați spus în anul trecut, când a spus că vremea MCV-ului a trecut. Am spus-o și anul trecut, am spus-o și mai de curând, preconizând că ne putem aștepta la 100 de ani de MCV. Nu văd cu ce argumente poate Comisia Europeană să susțină această șaradă, care spune în același raport, an de an, sau cel puțin din 2013 încoace, da? Bravo, justiția voastră face treabă, aveți cote, aveți depășiri de plan, nimănui ca voi, dar n-avem ce vă face. E o situație de nesusținut, aș zice, pentru Comisia Europeană și o situație nedreaptă față de România, nu față de guvernul României, ci față de cetățenii români, care sunt cetățeni europeni, aș zice cu precădere față de cei mai vitregiți dintre cetățenii români, care sunt mici antreprenori, cei care fac, până la urmă, economia României să se miște și care vor trebui mai departe să pună una peste alta vrafuri de hârtii, să facă cozi la frontiere, să facă vamă și tot așa mai departe, pentru că nu suntem membri ai spațiului Schengen. Și o ultimă întrebare aș vrea legată de Parlamentul European. Pentru că, domnule Ungureanu, ați devenit europarlamentar pe listele PDL, acum sunteți membru PNL și faceți parte aici în Parlament din Grupul Popular. Aș vrea să vă întreb care vă sunt puterile de eurodeputat în raport cu Comisia Europeană, pentru că foarte multe dintre aceste decizii se iau la nivelul Comisiei, iar rolul de co-legislator este ușor vag. Da, e o problemă de fond, într-adevăr, și nu e vorba numai de mine aici, ci de orice, de fiecare dintre parlamentarii europeni. Eu cred că puterile sunt mici și s-au micșorat. O să vă spun și de ce. Comisia Europeană, sub înțeleaptă conducerea domnului Juncker, a decis că are nevoie mai puțin de Parlamentul European. Și atunci, dinspre Comisia Europeană, spre Parlamentul European, vin mult mai puține lucrări, documente, propuneri, decât veneau în legislatura trecută. Când vin, și acest episod trebuie amintit, vin într-o manieră, aș zice, jignitoare. De ce s-a întâmplat atunci când peste noapte Parlamentul European a fost pus în fața planului de cote inventat de domnul Juncker și somat să voteze în 24 de ore asupra unui plan care, cu implicații uriașe, pe care nimeni n-a avut timp să-l citească sau să-l rumege. Rezultatul a fost că, în mare parte, Parlamentul s-a executat docil. Mă număr printre cei care au refuzat să facă lucrul ăsta și care au votat împotrivă. Dar
E foarte mult de reparat în relația între Comisia Europeană și Parlamentul European, care nu e totuși sau n-ar trebui să fie numai un club de discuții. Dacă tot ai un Parlament care, apropo, e singura instituție aleasă a Uniunii Europene, atunci e bine să-l folosești la ceva. Mulțumim. Mulțumim foarte mult. Și eu vă mulțumesc foarte mult.